că acest prim video de astăzi este pentru grupa 1. Voi începe această mini-lecție din ajun de Crăciun cu o mică restanță, ca să spun așa, de la lecțiile din noiembrie, mai precis din luna care făceam la clasă și făceam atacul liniar. Deci, efectiv, am rămas restanță la grupa 1 cu 6 poziții de atac liniar. Dacă ne aducem aminte, o mică, foarte mică recapitulare, atacul liniar este practic identic cu legarea, doar cu deosebirea că piesa mai importantă la atacul liniar este în față. Asta de aici pare atac liniar. Acum am dat seama din asta propriu-zisă, dar dacă stau să mă gândesc aici, această poziție este de legare totuși, pentru că albul joacă damă B4, da? Deci ce poziția mea de atac liniar sau de legare? Nici nu mai mi-aduc aminte. Ăsta vrea să joace cu mine, joacă H6, deci își dă seama că nu poate muta turnul. Deci la turn B5, să zicem, urmează damă F8, șac și mat. De aceea calculatorul, fiind pe nivelul Blitz Game, mi-a jucat H6 dându-mi turnul degeaba. Dar încă o dată poziția aceasta este de legare, pentru că aici culmea mai important este câmpul din spate, mai precis acest câmp de la F8, pe care dacă dama albă ajunge produce mat într-o mutare. De aceea încă o dată, dacă joci H6 cum jucă domnul calculator, pur și simplu luăm piesa neagră de la C5, mai precis turnul, care în acest moment, revenind cu explicații, este un turn legat. A doua poziție, să vedem ce este. Da, este tot o legare, deci suntem nu la capitolul de atac liniar. Adevărul e că a trecut mult timp de atunci, din luna noiembrie, nici nu mai știam cu ce sunt restanță. Asta înseamnă că sunt restanță cu niște poziții de legare. Evident, aici albul fiind la mutare, avem două piese negre aflate pe aceeași diagonală, mai precis dama în față, regele negru în spate. Toată lumea știe că regele este mult mai important ca și piesă decât o damă. Și evident că după nebun F1 ne rezolvăm problema. Dăm un nebun și câștigăm o damă. A treia poziție. A treia poziție, negru la mutare, din nou legare. Aici avem parte de din nou de un câmp pe care chiar dacă există un pion la G2 care momentan acoperă șahul turnului negru de la G6, el trebuie atacat a doua oară printr-un fel de legare, de fapt nu printr-un fel, printr-o adevărată legare cu acest da A8, pardon, deci dama 8 și turnul acesta nu poate muta în spate, fiind câmpul G2 supus unui atac dublu de mat. Practic el nu poate muta, poate muta doar la G5, și, dar după HG5, într-adevăr, el se sacrifică
și închide coloana G, dar se sacrifică degeaba. Poziția este câștigată de către negru, care are în acest moment două piese ușoare. Are o damă pe două piese ușoare albe și un pion. Adică două puncte în plus. Poziția aceasta este cu albul la mutare, din nou avem o legare identică aproape cu cea din exemplu anterior, în care ne dăm seama cu ușurință că o damă la H7 ar fi șah și mat și atunci jucăm damă B1. Pe ideea clară că acest turn nu poate muta, oriunde ar muta, hai să zicem că mută turn de 4, urmează damă H7 și H7. Efectiv aici cea mai bună continuare, zic eu, pentru negru este o contraagresivă prin care să pierdă doar două puncte, mai precis să pierdă calitatea cu H7, H6. Și după damă ia pe D3 să-și ia și el acel cal alb și practic să nu pierdă decât două puncte. Poziția însă este evident pierdută de către negru. Albul mai putem câștiga cu acest atac dublu de damă încă un pion, ori pionul din G5 ori pionul din A7. Și să așteptăm un pic, evident, ca întotdeauna, mici probleme cu acest program. Poziția 40, suntem din nou cu albul. Legare a acestui nebun, pentru că avem două piese negre pe coloana D. O legare destul de simplă cu damă de 1. Și acest nebun de la D4 nu mai poate fi apărat a doua oară. De asemenea, observăm niște chestii care trebuie să fim atenți în diferite alte poziții. De exemplu, dacă pionul acesta ar fi fost la B7, negru scăpa relativ ușor de această legare jucând nebun B6. De asemenea, aici mutarea tentantă damă de 2 este o greșeală, pentru că după nebunea pe F2 poziția se răstoarnă complet în favoarea negrului, care, executând acest atac prin descoperire, câștigă dama din D2. Dar încă o dată, dama de 1, în poziția actuală, asigură, ca să spun așa, prezența damei albe pe coloana D, cu apărare a ei de către nebunul din E2. Deci aici, ca să spunem așa, nebun F2, rege F2, nu mai duce pe negru la niciun câștig de damă, el rămânând cu un nebun în minus. Într-adevăr, pe doi piori. Partida încă se poate juca, dar în condiții normale ea trebuie câștigată de către alb. Poziția 41, să ne uităm. Da, e ultima poziție și pe urmă vă arăt o partidă de a lui, așa cum v-am obișnuit la acest sfârșit de an, a lui Paul Morphy. Deci aici albul este la mutare și avem din nou o legare foarte interesantă aici, pentru că pe coloana F1 A6 avem un turn negru la E2 și un câmp
la A6, pe care dacă nebunul de la G2 ajunge, ar fi șah și mat. Deci, identificând corect problema pe care o avem pe tablă, ne dăm seama că mutarea următoare a albului este nebun, F1, și totul se destramă pentru negru, care, sincer, nu pot să-mi dau seama ce mută. Orice mutare de genul turnea pe B2 urmează nebuna 6 mat. Deci poziția negrului este pierdută. Turne 5, ca să spunem aici, și după D5 să zicem nebune 5, ca să dai turnul totuși pe un pion, dar poziția nu mai poate fi susținută de către negru, care are doar un singur pion pe un turn alb. Și ajungem, după ce am făcut aceste restanțe, ca să spun așa, de la lecțiile de la club din luna noiembrie, ajungem la partida pe care v-am pregătit-o pentru astăzi. Este jucată între Paul Morphy. Să știți, grupa întâi, că pentru dumneavoastră acest sfârșit de an este condimentat cu partide de ale lui Paul Morphy, care încă o dată, din punctul meu de vedere, a fost primul jucător modern de șah, așa, și de la care avem într-adevăr foarte multe de învățat, chit că el a trăit acum aproape 200 de ani în urmă, între 1837 și 1884. Bun, partida de față este jucată Paul Morphy la alb, Henry Bowker la negru, în 1858, deci la vârsta venerabilă, în ghilimele, de 21 de ani al lui Paul Morphy. Și din nou se joacă un filidor, dacă mi-aduc eu bine aminte, deci odată e 4, e 5, sal pe 3, de 6, da. O apărare care și cu alte ocazii eu v-am spus că este puțin inferioară, cel puțin pentru zilele noastre, ea nu prea a fost aproape abandonată de către mari maestri de top. Foarte rar. Eu sincer n-am văzut nicio partidă în ultimii ani jucată la nivel înalt în această deschidere. Deci D4, E5 ia pe D4, dama ia pe D4. O mutare care încalcă un sfat al de deschidere, acela de a nu dezvolta dama înaintea pieselor ușoare, dacă dama poate fi hărțuită de către piese negre, și asta încearcă să facă Henry Bowker aici, jucând calce 6. Paul Morphy însă nu are de gând să își retragă dama și să piardă un tempo. El dorește, pentru a accelera activitatea de dezvoltare, este dispus chiar să cedeze perechea de nebun, jucând nebun B5 și după nebun D7 nebunea pe C6. Dama neagră, dama albă de la D4 rămânând stabilă pe acel câmp. Nebunea pe C6, nebun G5, mutare de dezvoltare cu tempo. Aici negru face o mutare urâtă din punctul meu de vedere. Normal aș fi jucat calc pe 6. Nebune 7 este într-adevăr destul de riscant, datorită faptului că îți lași
pionul din G7 neapărat, însă din punctul meu de vedere cal F6 ar fi fost o mutare jucabilă aici, însă negru optează pentru F6, nebun H4, cal H6. Evident, dacă acel câmp de la F6 nu mai este disponibil pentru calul din G8 și datorită faptului că totuși vrei să scapi cu regele din centrul tablei, trebuie să adopți această linie puțin mai ciudată care a apărut pe tablă datorită faptului că ai jucat F7-F6, de dezvoltarea calului de la G8 la H6 și a nebunului de la F8 la E7 și să încerci să faci rocadă mică. Asta încearcă negru să facă aici, cal C3. Deja observăm cum negru practic are mici probleme în dezvoltare. Nebune 7, rocadă mică, formor fi încă o dată îl lasă pe negru să facă rocadă, să facă și rocadă mică pe care negru o efectuează imediat pe principiu că, de exemplu, dacă joci un damă C4 aici, este foarte posibil ca negru să răspundă cu acest cal F7 urmat din nou de rocadă mică, dar poate să joace, să se deștepte, ca să spun așa, să joace și damă D7 urmat de rocadă mare. De aceea Polmorfi lasă aici pe negru după nebune 7 rocadă mică să facă și rocadă mică, ceea ce negru cu plăcere o face și repede, scăpând cu regele din centrul tablei și încercând să se autoconvingă, cum s-ar spune, că regele negru este în siguranță. O siguranță însă care nu se poate compara cu a regelui alb, numai și mai datorită faptului că negru a mutat acel pion de la F7 la F6, o înaintare de pion care a slăbit foarte mult diagonala A2-G8. Deci dacă acest pion negru ar fi fost la F7 și super ideal, dacă acest cal de la H6 ar fi fost la F6, poziția ar fi fost evident egală. Damă C4 șah, rege H8 și cal D4. Piesele ușoare încearcă să vină spre centru tablei și cu tempo, adică cu amenințare care ne arată săgeata roșie, acel cal E6 cu o furculiță de cal, damă D7, mutare de dezvoltare care ține sub control cât de cât și câmpul E6. Așa, turnul din A1 la D1, caracteristic jocului lui Paul Morphy. Toate piesele pe care le am pe tablă trebuie să participe la luptă, deci turn din A1 doarme, trebuie scos pe o coloană semideschisă. Turn F7, sincer nu înțeleg această mutare, din punctul meu de vedere este o greșeală care, chiar dacă nu este decisivă, mi se pare o stupizenie. Adică, de ce, Doamne iartă-mă, adică să nu aplic același principiu ca și Paul Morphy, să joc turnul din A8 la E8 și eventual pe urmă să folosesc câmpul F7 pentru acest cal de la H6, mă rog. Deci, încă o dată, turn F7, F4, Paul Morphy nu se lasă invitat, pentru că în poziția rezultată avem caracteristic faptul că, deși regele negru și-a îmbunătățit cât de cât siguranța proprie, albul după această mutare F2-F4 beneficiază evident de mult mai mult spațiu pentru piesele proprii. A5,
F5. O înaintare de pion care asigură un avampost pentru calul din D4 la E6. Și observăm trei piese negre care se, mai precis, dama neagră și perchea de nebun negri, care se calcă în picioare unii pe alții. Așa. Turn F8, un fel de recunoaștere a manevrei stupide, turn F8, F7. Cal E6. Un cal care se instalează cu tempo pe câmpul avampost E6, amenințând turnul din F8. Turn G8. Calculatorul zice aici că ca primă alegere pentru poziția foarte înghesuită a negrului, turn E8. Dar și în această poziție el zice că după dama de 4 poziția lui este foarte, 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 foarte dificilă, aproape de pierdere. Deci, încă o dată, turn G8 pentru a întări într-un fel apărarea pionului de la G7. A4, o mutare, din punctul meu de vedere, care oprește un eventual contrajoc al negrului pe flancul damei cu B7-B5. Deci A4, am tot timpul din lume, atâta timp cât spațiul pe care, în plus, pe care l-am la dispoziție, spațiul superior pe care l-am la dispoziție cu piesele albe, este, pot spune, un avantaj de lungă durată aici. Să încerc să înghesui cât mai mult piesele negre, să nu le las să scape din cleștele create. Cal G4, o mutare într-un fel logică, amenință și cal E3, un cal de pe margine care încearcă să aibă un rol activ în luptă. Paul Morphy, într-adevăr, pentru a opri cal E3, face o mutare de retragere, dar din nou cu tempo, adică cu atacul acelui cal de la G4, dama E2, un cal negru care, odată intrat în țara ta, trebuie să-i să încerci ori să-l gonești, ori să-l schimbi. Negru își aduce calul la E5. O manevră în care putem spune că negru a efectuat-o având ceva în plus în acest moment față de poziția de acum două mutări, adică are un cal central față de un cal pe marginea tablei. Nebun G3. Paul Morphy își dă seama că de fapt acest cal poate fi chiar foarte enervant în apărarea regelui negru și încearcă efectiv să îl elimine. Dama C8 pentru a putea bate la E5 în cazul în care albul se decide să schimbe nebunul de câmpuri negre pe calul negru de la E5, să poată captura cu pionul de la D6. Din nou este o greșeală asta, o inexactitate, calculatorul propunând aici cal F7 și înțelegând într-un fel importanța rolului acestui cal în apărarea regelui negru. Deci după dama C8, Paul Morphy pur și simplu bate acel căluț de la E5 cu nebunul. Încă o dată observăm în concepția de joc al lui Paul Morphy, este foarte posibil ca în acele vremuri să nu existe conceptul de pereche de nebun, dar am mai văzut și în alte partide de ale lui Paul Morphy în care Paul Morphy are
un respect mai mic față de perechea de nebuni. El joacă poziții în care efectiv nu prea ține cont de această caracteristică a jocului lui de mare maestri din zilele noastre. Deci nebunea pe E5, dea pe E5, liptare de tur pe 3, nebun de 7. Asta este o ultimă greșeală decisivă, pentru că, credeți sau nu credeți, duce la pierderea acelui nebun datorită a două amenințări de mat de care negru trebuie să țină cont, dar ținând cont de ele, el va pierde acel nebun de la D7, care nu este apărat decât de către dama din joc. Deci cum pierde negru acest nebun? Turn pe 3. Cu amenințare clară, turnea pe turn pe 3, H3, scuzați-mă. Cu amenințare clară, turnea pe H7, rege H7, damă H5, deci nu ai timp să bat. Încă o dată să arăt bibiloilor mei. Așa. Și atunci trebuie să joci H6. Dar din nou, în acest moment, după damă de 2, practic, această mutare liniștită de damă, un pas stânga, duce practic la un atac dublu de damă, pentru că încă o dată albă amenință tur H6, GH6, damă H6 mat, dar în același timp amenință nebunul din D7, care în acest moment este atacat de două ori, atât de către damă, cât și de către turnul din D1. Deci, încă o dată, din nou aici, nu poți, n-ai timp să bați, pentru că ești mat. Da? Și atunci, vrei, nu vrei, bea Grigore Aghiasmă, trebuie să mai aperi odată pur și simplu acest pion de la H6 cu propriul rege negru, ingrată misiune pentru rege, să-și apere viața. Așa. Dar după damă ia pe D7. Practic, în acest moment, negru poate ceda pentru că are o piesă ușoară în minus. Spre putem spune spre fericirea noastră, negru nu cedează, spre norocul nostru, ca să spun așa, și vom vedea un final de partidă foarte simpatic și foarte frumos. Nebun de 6, turnea pe H6. Și după rege H6, turn de 3. Deci observăm cum Paul Morphy nu numai că dă un turn înapoi, practic în acest moment, din punct de vedere material, negru are o calitate în plus, dar negru poate să ia și dama. De genul damă de 7, turn H3 mat. Așa. Deci vedem cât de focusat este practic Paul Morphy pe obținerea scopului suprem dintr-o partidă de șah care trebuie urmărit tot timpul, acela de a da șah și mat regele advers. De aceea aici negru optează pentru rege H5, rege la plimbare pentru a beneficia chipurile de câmpul G4. Poziția devine puțin comică, dar încă o dată foarte frumoasă pentru noi ca și privitor. Damă F7 șah, G6, damă H7 șah, rege G4, damă H3, șah și mat. De ce nu strigă calculatorul? Pentru că nu o fac eu. Da. Și în încheierea acestei lecții mititele,
acestei prime lecții din ziua de astăzi, din ajunul Crăciunului, ne continuăm excursia, ca să spun așa, în capitolul denumit modul de a da și de reacționa la șahurile adversarului. Deci în acest moment calculatorul întreabă, deci mai facem încă o dată în încheierea acestei lecții încă 20 de poziții de acest mod de șah și șahmat. Negru este la mutare și calculatorul ne cere nouă să facem o mutare prin care stopăm șahul albului, mai precis a acestui nebun de la E5. Evident că îl putem și bate cu dama, dar dacă batem puțin pierdem material, pentru că dăm o damă pe un nebun. De aceea mutarea corectă pentru negru aici este nebun C7. Următoarea negru la mutare, cum dă șah și mat, simplu ca bună ziua, pentru că negru nu mai are decât un pion cu care poate da șah. Asta înseamnă că acel pion dă șah și mat cu G2. Albul la mutare. Albul la mutare, să facem o mutare prin care să stopăm șahul turnului negru. Evident că putem băga dama în față, însă este o mare, mare prostie, pentru că dăm o damă pe un turn. Asta înseamnă că trebuie să fugim cu regele, rege pe 2. Avem dreptate și putem trece la la exemplu următor. Negru mută. Negru mută, ăsta este, așa zis, un mat cu coadă. Dacă data trecută am făcut sărutul morții, acum vedem un alt pattern de mat al damei, mai precis matul cu coadă, damă G2. Deci chipurile acești doi pioni, cum este în această poziție, reprezintă o coadă pe care dacă albul n-ar fi avut această coadă de pasăre, chipurile, nu mă întrebați ce pasăre, abar n-am. Dar dacă n-ar fi avut această coadă, putea să mute rege H4 sau rege P4. Însă având această coadă, el primește mat după damă G2. Negru mută. Să oprim șacul turnului alb. Evident că putem opri doar intercalând ceva între turnul alb și regele nostru negru, pentru că nu putem să batem turnul alb. Aia e prima idee la care ne uităm. A doua ar fi să fugim, dar nu putem fugi niciunde. Avem atât câmpul de 7 cât și câmpul C5 interzise de către cei doi nebuni albi. Și ne rămâne practic intercalarea, interpunerea unei piese negre între turnul alb și regele negru. Evident că pe câmpul E6, dacă joci cal G6 îl dai degeaba, și evident că punem pe câmpul E6 piesa de cea mai mică valoare, mai precis calul. Poți să pui și dama, dar asta înseamnă că ai dat dama pe un turn, cal E6. Următoarea, din nou sărutul morții. Suntem cu negru și trebuie să oprim șahul damei albe. Nu avem cum să batem dama albă. Nu avem cu ce să parăm,
să interpunem între decât turnul G6, dar e o mutare stupidă, pentru că pierdem turnul degeaba. Și evident că acest șah de dame este și un șah și tură. Deci evident că pentru a menține cât de cât echilibru pe tablă, negru este forțat la rege F7, da? Să ia fugă din șahul damei albe, dar fugind să-și apere și turnul din E6, negru mută. Din nou un sărut al morții, damă A2. Asta apare în așa zisele finaluri de rege și damă contra rege și pion pe coloana A, C, F sau H. Poziții, ca să spun așa, mai deosebite, în care cel care are o damă prin pion are regele apropiat de câmpul de transformare a pionului advers. Practic aici, dacă stăm să ne gândim un pic, revenind înapoi, ultima mutare a albului a fost aici precis C2-C1, scoțând damă și negru îi dă dama A2. Dacă dăm chiar cu două mutări înapoi, a fost așa. Închipuiți-vă poziția. Pion alb la C2, rege negru la C4 și regele negru ajunge de la C4 la B3. Amenințăm pionul de la C2 cu damă C2 și urmat de dama A2 sau dama B2 sau dama C1 mat. De aceea albul transformă, dar în orice ar transforma, el pierde partida. Chiar dacă transformă aici în cal cu șah, după rege A3, poziția este pierdută complet de către mai încet, mă! Bun, deci dama 2, șah și mat, să le așa. Negru la mutare, să dăm șah, evident. O altă mutare de un alt mat elementar, turn C1, șah și mat. Albul mută, să dea șah și mat într-o mutare, turn F1. Mai rar întâlnit o astfel de poziție, dar foarte, după cum vedem și din acest exemplu, care poate apare pe tablă în momentul când ai două turnuri în plus, evident că pot să apară multe nebunii pe tablă, mai precis rege care să primească șah în centrul tablei, nu pe margine. Negru la mutare. Negru la mutare, cum dă șac și mat într-o mutare, ne uităm, ai posibilitate, ai mai multe posibilități, când ai mai multe posibilități, apar posibilități mai multe de a greși, pentru că toate cele trei piese negre pot să dea șah, de aceea trebuie să ne uităm la o piesă prin care dă șah, să urmez să fie șac și mat într-o mutare. Evident că după ce eliminăm atât cal G5, atât cal G1, atât turn P2, atât turn H1, vedem că singura mutare prin care dăm șah și mat este acest nebun F5. Negru la mutare. Un final de mat cu doi nebuni. Evident că putem da șah și mat doar cu nebunul de câmpuri albe. Avem două câmpuri. Tot e să nu fim cu gura căscată, cum s-ar spune.
Pentru că nebune 8 este o greșeală gravă, calea pe 8 și totul se termină cu remiză. Nebun de 1, însă este șah și mat. Orice începător cunoaște acest mat. Turn H8. Negru la mutare. Din nou o mutare în care regele negru singură și-a închis un fel de cușcă aici, în care a și intrat benevol. Nebun C7, șah și mat. Încă o dată, nebune 1, celălalt câmp de șah nu ducea la mat, pentru că regele avea scăpare în spate la F4. Tot timpul când ne uităm la șahurile pieselor proprii, trebuie să facem un mic efort și să ne uităm și la răspunsul posibil și potențial al adversarului din fața noastră. Negru la mutare. Evident că n-ai decât o singură piesă cu care poți să dai șah. Și evident că această piesă este nebunul de câmpuri albe, care dă șah și mat la D5. De obicei, o astfel de poziție niciodată nu o vei vedea decât într-o partidă de super începători. Este o supizenie să ajungi într-un astfel de final cu nebun de culori diferite, fără niciun fel de pion, de nicio parte, de nicio culoare. Deci este, din punctul meu de vedere, este o poziție care nu se poate întâlni în practică. Dar din punctul de vedere al antrenamentului este foarte utilă. Negru la mutare. Din nou, posibilități mai multe, care încă o dată posibilități mai multe apar posibilități de a greși mai multe. Dam în G3 este greșit, sărutul morții, pentru că avem un nebun la H2, însă acest pion la G4 rezolvă problema matului într-o mutare pentru negru. Negru mută matul în mutare cu turn H1, albul neavând efectuat niciun luft. Din nou, ai două posibilități aici. Ori să bat cu turnul calul, care nu-ți asigură niciun mat,